Proceduri simplificate de achitare a amenzii și dovadă a plății acesteia către instituția jandarmeriei. Potrivit unui comunicat de presă al Inspectoratului de Jandarm Mureș, colonel Sabin Motora și Gruparea de Jandarm Mobilă Regele Ferdinand I Târgu Mureș, având în vedere prevederile legale privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative în sensul posibilității achitării amenzilor contravenționale cuvenite bugetului de stat, bugetelor locale, prin mijloace de plată online, precum și posibilitatea transmiterii dovezii de plată prin intermediul poștei electronice, autoritățile precizează. Dovada plății amenzii contravenționale se poate transmite, după caz, pe adresa de e-mail a Inspectoratului de Jandarm Județean Mureș, cabinet@jandarmeriamureș.ro sau pe adresa de e-mail a Grupării de Jandarm Mobile Târgu Mureș, cabinet@jandarmeriamobilă.ro. Astfel, pentru a nu mai apela la serviciile poștale sau pentru a nu vă mai deplasa la sediul unității de jandarmi, puteți transmite dovada plății amenzii pe adresa de e-mail a unității teritoriale din care face parte agentul constatator care a aplicat sancțiunea. Iată ce spune legea. Amenzile care se cuvin bugetului de stat pot fi achitate prin mijloace de plată online, în conturile dedicate, la instituțiile de credit autorizate cu care există încheiate convenții sau la unitățile trezoreriei statului, iar amenzile cuvenite bugetelor locale se achită prin mijloace de plată online, prin instituții de credit autorizate cu care există încheiate convenții sau la casieriile autorităților administrației publice locale ori ale altor instituții publice abilitate să administreze venituri bugetelor locale, indiferent de localitatea pe a cărei rază acestea funcționează, de cetățenia, de domiciliul sau de reședința contravenientului, ori de locul săvârșirii contravenției, precum și la ghișeul unic din punctele de trecere a frontierei de stat a României. O copie de pe chitanță se predă de către contravenient agentului constatator sau se trimite prin poștă sau electronic prin e-mail organului din care acesta face parte, potrivit dispozițiilor articolului 1. Plata amenzilor contravenționale achitate prin intermediul sistemelor electronice de plată prevăzute de lege se dovedește prin prezentarea extrasului de cont al plătitorului sau a dovezii de plată emise de către sistemele de plăți, aceasta specificând data și ora efectuării plății. În aceste situații se elimină obligativitatea pentru plătitor de a preda o copie de pe extrasul de cont sau de pe dovada de plată emisă de sistemul de plăți către agentul constatator sau organul din care acesta face parte.